Bună dimineața, doamnelor și domnilor, suntem din nou la Nașul TV, la emisiunea Trezește-te, George, Trezește-te, Ioane, alături sau împreună cu domnul Constantin Cojocaru. Bine ați venit, domnule Cojocaru. Bine v-am găsit, bună și ziua. Și de data asta, împreună și cu domnul Mircea Sevaciuc, fondator al Asociației 15 noiembrie 1987 Brașov. Bine ați venit, domnule Sevaciuc. Bine v-am găsit. Sloganul emisiunii noastre este: ca să fii român trebuie să poți, iar eu mă numesc Miron Manega, sunt cetățean român și am drepturi. Despre unul dintre aceste drepturi, care sunt și ale mele, și ale dumneavoastră, și ale tuturor cetățenilor români, vom vorbi astăzi în continuare, de altfel, adică vom continua discuția de până acum. E vorba de dreptul la Constituție. O Constituție a noastră, nu a parlamentarilor români, care o au deja, nu știu de ce trebuiau să o facă mai rea și pe cea în curs. O să reiau ceea ce vă spun zilnic, ca să nu uităm nici eu, nici dumneavoastră, pentru ce ne întâlnim în fiecare dimineață la emisiunea Trezește-te, George, Trezește-te, Ioane, de luni până joi, între 10:30 și 12. Așadar, scopul principal, sau în orice caz urgent, al emisiunii noastre este Constituția cetățenilor. Mai exact, explicarea și promovarea acestui proiect legislativ civic, publicat în Monitorul Oficial pe 10 februarie 2014. Pentru că în momentul de față există două proiecte oficiale de revizuire a Constituției României. Unul este cel elaborat de Comisia Parlamentară condusă de Crin Antonescu, nepublicat încă în Monitorul Oficial. Celălalt este Constituția cetățenilor, proiectul nostru, publicat în Monitorul Oficial, am spus deja când, pe 10 februarie 2014. Acest proiect legislativ civic a fost rezultatul voluntariatului comun al unui comitet de inițiativă, dar a fost elaborat și finalizat de specialiști a căror competență nu e foarte recomandabil să ne îndoim. Doctor în economie Constantin Cojocaru, aici de față, doctor în științe pedagogice și inginer în sisteme sociotehnice Ioan Roșca, profesor doctor în economie Florian Colceag și profesor universitar doctor în sociologie Ilie Bădescu. Precizez de asemenea că în conformitate cu articolul 8 din legea 189/1999 privind exercitarea inițiativei legislative cetățenești, membrii Comitetului de Inițiativă al Constituției cetățenilor se află în regim de funcționari publici în executarea autorității de stat. O să încep prin a da cuvântul invitatului nostru, domnul Mircea Sevaciuc, dar nu înainte de a spune eu câteva cuvinte. Ne-am cunoscut prin 2010, cu ocazia revenirii oficiale în țară a acelui primar legendar, zic eu, Toader Ștețca, supărat pe România multă vreme, dar, cum spuneam, a revenit în țară la Săpânța în 2010, iar toată revenirea lui a fost pregătită de trei oameni care nu se cunoșteau fizic între ei. Mircea Sevaciuc, Denisa Popovici, de fapt patru, subsemnatul și... și Nicu Moranciu. Îmi cer scuze pentru Nicu Moranciu. A fost foarte interesant, poate ar trebui să facem un film, pentru că materialul brut există despre acea revenire spectaculoasă. Domnul Mircea Sevaciuc este unul dintre cei supărați pe Constituția actuală a României, pentru că și-a riscat viața în 1987 și a cam făcut-o degeaba. Domnule Sevaciuc, ce s-a întâmplat atunci și de ce sunteți supărat pe ce ni se întâmplă acum? Atunci, în 15 noiembrie 1987, datorită mai multor neajunsuri, muncitorii de la IABV au hotărât să înceteze lucru. În acea duminică de vot, aproximativ 5.000 de oameni au încetat lucru. Aproximativ 250-300 de oameni în șalopete au plecat până în centrul orașului, la Comitetul Județean PCR, dialogul fiind evitat de conducătorii vremii de la acea perioadă. Într-un final, protestatarii au luat cu asalt Comitetul Județean PCR,
Deci se întâmpla în 1987. Tabloul lui Ceaușescu a fost dat jos de pe frontispiciu PCR, i s-a dat foc, la fel a fost ars și steagul roșu cu simbolul Secera și Ciocanu. O parte au mers și la primăria, actuala primărie din Brașov. Pentru prima dată am văzut scutieri aduși de la Câmpina. A fost o acțiune în forță, s-au operat arestări, inclusiv... Ați fost unul dintre beneficiarii acelor arestări? Am fost, da, da. Deci, succint au fost între 300 și 400 de oameni arestați, 61 dintre ei au fost condamnați și deportați în diferite localități din țară. Dumneavoastră unde ați fost deportat? Eu am fost deportat la Rădăuț. Soția și copiii m-au urmat după 8 luni acolo și viața a fost un pic mai ușoară împreună cu familia. Un coleg de-al nostru, Vasile Vuieru, a încetat din viață în 5 septembrie 1988. Și dacă o să-mi permiteți, o să discutăm un pic și de semnalul eroului martir brașovean Liviu Cornel Babeș. Lasă-mă și pe mine să te întreb. Așa, să... Am înțeles. Ai fost unul dintre beneficiarii recompensei comuniste după mișcarea de la Brașov. Aia se pare că a fost autentică, n-a fost aplicație, n-a fost lovitură de stat, nu domnul Cojocaru. Mișcarea din Brașov din 1987. Aia se pare că... Ce pot să zic? Sau știți mai mult și noi nu știm și au fost tot așa niște naivi care au intrat în capcană. Citim în presă câteva lucruri. Scoțianul Douglas Wallace, acum din presa de acum, de zilele astea. Scoțianul Douglas Wallace, acum în vârstă de 49 de ani, a venit la Brașov vineri pentru a participa la ceremoniile de comemorare a 25 de ani de când Liviu Corneliu Babeș și-a dat foc pe pârtia Bradul din Poiana Brașov, în semn de protest față de regimul comunist. El a venit la invitația lui Mircea Sevaciuc, fost lider al Asociației 15 noiembrie 1987 Brașov. Și a povestit într-o conferință de presă despre momentul în care l-a văzut pe brașovean în flăcări și s-a aruncat asupra lui pentru a-l salva. Pe scurt, domnul Sevaciuc, ce s-a întâmplat și ce cu acest Douglas Wallace? În 2 martie 1989, când artistul Liviu Corneliu Babeș s-a hotărât să protesteze împotriva sistemului ceaușist comunist, s-a dus în Poiana Brașov. Era foarte frumos afară. Vă spun din discuțiile între doamna Etelca Babeș și Douglas Wallace. A avut o canistră cu el. Acum am aflat că de fapt avea 4 brichete și nu una. Am localizat împreună cu Douglas și încă un martor care l-a văzut atunci pe Liviu în flăcări, locul de unde a pornit, forma în care a schiat, a fost în flăcări în forma crucii și locul în care s-a prăbușit. Douglas împreună cu alți britanici se aflau la schi în Poiana Brașov, a fost primul care s-a repezit la Babeș și a scos geaca de schi și a încercat să-i salveze viața. Securitatea a intrat imediat pe fir, Babeș a fost dus într-o pătură la o ambulanță la Spitalul Județean, trăia atunci, după 3 ore s-a zis că a murit, a fost declarat mort. Toți cei care au fost împrejurul lui au fost scoați de securitate, au dat câte o declarație și cel mai grav pentru Douglas a fost că l-au și forțat să plece din România înainte de a se termina zilele de vacanță. Supărat pentru acest lucru, Douglas s-a dus la săptămânalul Sandy Times din Scoția, a anunțat și alte ziare și companii de televiziune și de radio și a declarat
exact ce s-a întâmplat. Adică a povestit ce s-a întâmplat. Exact, nu cum au zis securiștii că a fost un nebun care și-a dat foc și... Asta i-au spus lui. Da. Păi ei au greșit. Păi Douglas nu putea să le spună la român despre plătesc, că n-avea căile de acces. Dar trimisându-l în Scoția, de fapt, până la urmă i-a făcut un bine și toată lumea occidentală, inclusiv noi deportații din 89, eu eram la Rădău și am aflat despre actul de curaj al lui Liviu Cornel Babeș de a trage un semnal de alarmă că Brașovul este un adevărat Auschwitz. Tot la două zile elicopterele survolau spațiul Brașovului pentru intimidare. Iar dacă timp de 24 de ani nimeni nu s-a gândit să-l aducă pe Douglas în România, în acest an m-am zbătut, bineînțeles, dacă n-avea suportul, să zic, moral și financiar a domnului Ioan Olaru din Brașov, probabil nu reușeam. Dar l-am căutat în Marea Britanie împreună cu fiica mea, care e telefonic, e în Anglia. Până la urmă l-am găsit în Canada. Am primit un accept telefonic, i-am trimis un e-mail și cu acel e-mail l-am convins. Și săptămâna trecută a avut... A venit în România, l-am așteptat la Otopen. Ieri dimineață, Douglas s-a plecat înapoi în Canada. A fost încântat, pentru că... După 25 de ani, el n-a reușit să uite acel moment, moment care l-a marcat toată viața. La fel și pe și familia, deci vorbesc aici de doamna Etelca și de fata ei, de Gabriela. A fost o întâlnire de suflet. Acestea sunt ziarele vremii. De exemplu, el când s-a dus în Scoția... Hai să dăm un cadru cu unul dintre... Asta de, ce este? Suicidul e săptămâna lui Times. În Times. Din 12 martie 1989. 12 martie 1989. Acesta este articolul. Hai să mai dăm... După 90. Asta e soția lui Babeș, Etelca Babeș. Asta este din ce? Tot din Times? La început din 90, așa a reușit să o cunoască din atunci. Din Time, de fapt, nu? Da. Așa? Că mai are o casetă care s-a pus la... Oricum, ni le-a lăsat nouă aceste ziare. Doamna Etelca a fost impresionată că un străin a putut să păstreze 25 de ani aceste materiale istorice. Deci, până la urmă, Douglas a plecat din țară, a plecat satisfăcut, pentru că poate va uita ce s-a întâmplat acum 25 de ani. Oricum, e greu să uiți așa ceva. Eu am zis că și am declarat peste tot că trebuie să i-am mulțumit de două ori. O dată, pentru că atunci a încercat să-i salveze viața lui Babeș, și a doua oară că a tras un semnal că în România există un regim care nu mai poate rezista mult. Poate ar trebui să facă ceva și astăzi, pentru că în România există un regim pentru care... Și apropo de regim, hai să ne venim în actualitate. Domnule Cojocaru, cu ocazia fracturării USL-ului, am constatat cu toții că clasa politică și-a ridicat total și definitiv poalele în cap, ocazie cu care i s-a văzut Victor Ponta. Și concluzia ar fi de tras din... îmi cer scuze pentru forma în care am spus-o, dar este un circ grotesc, o minciună fără precedent și un furt fără precedent, pentru că acum nu mai este nimic din ce au votat peste 7 milioane de oameni la alegerile din 2012. Asta cred că este cea mai mare cacealma politică din 90 încoace. Pentru că, așa cum a spus, chiar și-au dat arama pe față. Niciun sâmbure de, niciun licăr de omenie, niciun licăr de bună credință față de poporul sau față de populația care i-a ales. Nimic. Nu urmăresc decât interesele lor și ale celor care îi mână din spate. Spune ceva, domnul Cojocaru, despre ce-am văzut ieri. Că avem un nou cohabitare, văd.
Da, domnule Manega, dar cum spuneam și ieri, dumneavoastră v-a impresionat ultima scenă din această piesă care se joacă de 25 de ani. Ce numai acum s-a întâmplat că una au promis cei care au cerșit voturile poporului și alta au făcut? Nu se întâmplă acest lucru în continuu de 20 de ani, nu s-a întâmplat de 25 de ani, nu s-a întâmplat acest lucru și în 90. Ce au vrut revoluționarii, inclusiv cei de la Brașov? Au vrut ca o parte dintre nomenclaturiști și securiști să devină miliardari? Nu. Și culmea le-au creat, i-au credibilizat. Au vrut deci ca acest pumn de oameni fără caracter să ajungă super bogați, să culeagă, să adune averi cât în alte țări se adună în generații. Au vrut revoluționarii ca să ajungă ei, chiar cei care au săvârșit, care au fost folosiți. Au vrut să ajungă cercetori. Păi a fost un fel de viol cu acordul părților. A vrut cineva ca un întreg popor să fie adus în stare de sclavie. Dar asta se întâmplă, această manipulare, cu ajutorul banilor și cu ajutorul informației, se întâmplă în continuu. Ăsta este, de fapt, modalitatea de existență a regimului politic la care vă referiți. Noi am făcut un regim politic de hoți. Noi spunem, de fapt, tartorul acestor prădători. Silviu Brucan ne-a spus în 90 că ne vor trebui 20 de ani ca să ajungem la democrație. Evident, el nu avea... Nu știu la ce democrație se gândea el atunci, probabil la asta. Nu, el a vrut să ne spună, și unii dintre noi l-am citit bine încă din 90, că va dura 20 de ani până când ei vor pune stăpânire totală pe țara românească și pe poporul român, ceea ce au făcut, ceea ce se întâmplă. Deci, vă spuneam ieri că personal nu văd că se va întâmpla ceva deosebit. Ieri, dimineață, da? Și ieri s-au împăcat cele două părți, așa zis, beligerante, președintele și cu primul ministru, ei deja erau în coabitare, au înnoit, să zicem. Da, au făcut câteva, cum să zic, ofandări și așa fel de glezne. Încât, deși cu 24 de ore înainte, președintele spunea ferm că nu va semna numirea noilor miniștri până când nu se va adopta nou program de guvernare și mai departe, n-a contat, cum n-a contat nici mai înainte, când a promis că în 5 minute își va da demisia. Da. Oamenii aceștia, cuvântul nu există, onoarea nu există, există un singur lucru. Interesul de a ajunge și a rămâne la Ciolan, de a ajunge și a rămâne acolo unde se pot îmbogăți prin jefuirea cetățenilor. Avem și noi interesele noastre în calitate de cetățeni. Hai să ne întoarcem la ele. Eu încă văd un mic avantaj în faptul că au fost văzuți de o țară întreagă cu pantaloni în vine, deci nu mai au cum să nege vreodată că ce am văzut nu e adevărat. Dar lucrurile nu se vor întâmpla niciodată de la sine. Ar fi o oportunitate, cred eu, acum să ne implicăm, să vă implicați și dumneavoastră, noi suntem deja implicați în mișcarea pentru Constituția cetățenilor. Da, asta este, da, domnule Manega, aceasta e ideea, că cetățenii nu trebuie să se mai lase păcăliți de acest forar, încă o dată, cum s-au lăsat de atâtea ori, că trebuie să pună piciorul în prag și să schimbe pur și simplu sistemul, adică să-i alunge de la conducerea statului pe cei care au adus România în prăpastia în care au adus-o și să construiască un nou stat, o nouă societate, un stat, o societate a oamenilor, a cetățenilor și nu a hoților. Repet, noi nu avem democrație în România, orice altceva, numai democrație. Noi avem, dacă vreți, oligarhie, adică puterea câtorva, avem cleptocrație,
care înseamnă cred că asta este. Puterea hoților. În primul rând, pentru că le include pe toate celelalte. Deci avem orice, numai democrație, nu, adică numai puterea poporului, nu. Și noi asta vrem să facem prin această Constituție, să redăm poporului puterea de care a fost deposedat, de care a fost furat. Trezește-te, Gheorghe, trezește-te, Ioane, este emisiunea care încearcă sau a început să facă asta, să vă informeze și să vă mobilizeze să vă apărați drepturile, pentru că dacă nu vi le apărați, vom rămâne cu toții în continuare în stadiul sau în halul în care suntem. De aceea și sloganul emisiunii noastre este: ca să fii român, trebuie să poți. De putut, am putea. Mai trebuie să o și facem. Domnule Cojocaru, ca să-l convingem și pe domnul Mircea Sevaciu. Eu vreau să vă zic, fără să mă convingeți. Domnule Mircea Sevaciu, aveți ceva de... Da, domnule, îmi place la nebunie titlul. Constituția cetățenilor. Păi dacă noi aveam Constituția cetățenilor, nu s-ar fi întâmplat în Valea Jiului ce s-a întâmplat 3 august 1977, nu s-ar fi întâmplat ca dizidenții României, cum e Vasile Paraschiv, Dumnezeu să-l odihnească, Paul Goma, Doina Cornea, să sufere, nici noi n-am fi ieșit în stradă în 15 noiembrie 1987, nici Corneliu, Liviu Corneliu Babeș nu și-ar fi dat foc, cum v-am spus ieri. Dacă ar fi existat această Constituție, ar fi fost bine România. Și dacă asta pe care o avem e bună? În legătură cu Constituția din 2003 există un articol numărul 16, ăla cu nivelul de trai, și articolul 16, nimeni nu este mai presus de lege. Da. Dar nu se aplică. Dar și în articolul 16, în sfârșit, nu se aplică. Iar ca și o constatare a mea, domnul Cojocaru, cu care ne știm din anii 90, așa, îmi poate spune dacă am dreptate sau nu, dacă schimb forma de proprietate într-o țară odată la 50 de ani, care este șansa cetățenilor să aibă un nivel de trai ridicat? N-a văzut emisiunile. Despre asta vorbim. Despre asta vorbim. Despre această emisiune în care vrem să dăm această șansă. Apropo de proprietate, să dăm șansa ca fiecare român să aibă odată în viață șansa de a avea, de a deveni proprietar. Cât de puțin, dar să fie al lui. Dar să fie al lui, să-și îl gospodărească, să aibă șansa de a trăi nu numai dintr-un salariu, ci de a avea și un venit din capital. Adică vrem să ajungem la o societate în care această avuție productivă, capitalul, fabricele, uzinele, băncile, să nu fie concentrată în proprietatea câtorva, cum s-a ajuns în România. Avem câteva sute de mii de familii care dețin 90% din capitalul utilizat la ora actuală în România împreună cu străinii, iar 90% dintre noi n-avem în proprietate nicio firimitură de capital. Și pentru că ei au concentrat puterea economică în mâna lor, ne impun și salarii și pensii de mizerie. Și noi am demonstrat și o să mai arătăm. Eu zic să, dacă tot ați vorbit de concentrare, să mai concentrați puțin articolul 135 cu 1 din Constituția Cetățenilor, cât se poate, ca să înțeleagă exact la ce anume vă referiți. Iar eu mă refer la capitalul fondul de capital distributiv. Păi asta acum vrem să facem, pentru că la ora actuală, din ce producem noi, domnul Sebaciu, producem mai mult decât în 89, atenție, cu toate distrugerile care s-au făcut, totuși prin munca oamenilor acestei țări... Dacă ați avea cumva tabelul 4 la dispoziție, ar fi bine să-l puneți. Prin munca oamenilor acestei țări s-a acumulat din nou capital, care însă nu mai este în proprietatea celor care l-au făcut, care au muncit, ci... Da, nu e grea ideea să se dea tabelul 4, nu? Graficul numărul 4. Graficul numărul 4. Pentru ca să se vadă că există întrebarea asta: domne, de unde dă Cojocaru aia 20.000 de euro la fiecare cetățean ca să își cumpere capital productiv? Își cumpere teren, să-și cumpere construcție în care să producă mașini, utilaje, deci să
creeze capacități de producție și locuri. De unde? Că zice, țara e săracă, da, e sărăcită. Nu e adevărat. Oamenii țării sunt săraci. Noi, 90%, cei care trăim din salarii și pensii de mizerie. Țara, repet, produce mai mult. Puțin mai târziu o să pună. Deci țara produce mai mult decât în 89. Cu alte cuvinte, este de unde. Numai că am ajuns la un tip de economie bolnavă în care, repet, cei care au devenit proprietari de capital, câțiva împreună cu străinii, iau două treimi din ce se produce în România la ora actuală. Și nenorocirea este că această imensă avuție pe care o iau, două treimi, nouă ne rămâne o treime la aia care o creăm, care muncim. Acele două treimi... Și supărat dacă cei 100 de miliarde care au scos din țară sau 150 de miliarde ar reveni înapoi să fie reinvestiți în economia românească, să ne aduce și România acasă. Domnul Sebaciuc, o să aflați cu surprindere, a zis cei 100 de miliarde care au fost... 150, nu știu. O să vedeți în graficul care o să-l avem în față, după nu e vorba nici de 100, nici de 150, de 1500 de miliarde în acești 24 de ani. Deci care au fost luați de ei și în loc să se investească în România, au fost fie transformați în vile, în iahturi, în jeepuri, fie duși în afara țării. Deci nu e vorba de 150 de miliarde, ci de 1500 de miliarde. Și ce propunem noi prin această Constituție în care de fapt am integrat normele, tezele din legea Cojocaru, da. Este ca din cele 130 de miliarde care se produc acum, respectiv din cele 80 de miliarde pe care le iau ei, că nouă ne rămân numai 50 de miliarde din cele 130, 80 le iau ei, să le luăm 25-26 de miliarde printr-un impozit progresiv pe marile proprietăți. Deci pe proprietate, nu pe profit. Apropo de proprietate. Proprietate. Deci le luăm o parte din... Nu din avere. Nu ne atingem de avere dacă a fost înșusită legal. Dacă a fost dobândită legal, nu ne atingem. Dacă a fost dobândită ilegal, atunci noua noastră Constituție prevede că acele averi dobândite prin încălcarea legii se confiscă. Sunteți de acord? Eu sunt de acord, dar dacă zice, domnule, în țara asta mi-a atât de mult din profitul meu, încât îmi iau afacerea și plec în altă țară. Să plece, e sănătos. Facem noi afacerea aici. Noi facem afacerea, n-au decât să plece. Știu. Să vă mai dau un argument pe care o să-l vedem și pe ăsta. O să prezentăm date în tabele și grafice. În ultimii 24 de ani, în România, s-au făcut investiții de 400 de miliarde de euro. Da. Da? Din astea 400 de miliarde, provin din capital străin 3 miliarde. Ați reținut, domnul Sebaciu? Fantastic. 3 miliarde. Asta e toată investiția de capital străin în România. Deci e vorba de bani investiți în fabrici și uzine. Nu e vorba de banii pe care au venit străinii și au cumpărat tractorul și după aia l-au băgat în faliment. Sau știu eu ce. Sau Aro Brașov. Eu rămân surprins. Un moment. Deci este vorba de investiții efective făcute de străini, adică bani aduși de străini și investiți în România pentru a construi fabrici și uzine. 3 miliarde din 400 de miliarde. Asta a fost mare investiție care ne băteam. Apropo de ce a spus dumneavoastră mai înainte, că și-a capitalul să pleacă. Să plece cu alea 3 miliarde ale lui. Dar nu-i mai bine justiția să aducă banii aia obținuți ilegal din România? Să-i aducă. Să-i aducă, cu exact cum s-a întâmplat în Germania. Declari pe propria răspundere, deci Constituția, că ai atâția bani. A venit controlul și a constatat că are de 10 ori mai mult. Și eu lua banii înapoi, statul german și i-a reinvestit. Asta prevede și Constituția noastră, a cetățenilor. Deci în toate cazurile în care vom putea dovedi că o anumită avere a fost dobândită prin încălcarea legii, sau nu poate fi justificată, atunci se confiscă. Da. Va trebui să luăm o mică pauză
Vreau să mă convinc că l-am convins pe domnul Sebaciu. Ne dăm deci... seama. Ne dăm seama. Încă nu m-ați convins. Dar mai avem timp să discutăm. Așa. Domnul Marega, vă rog un lucru. Vreau să felicit justiția din România pentru decizia de a-i condamna pe cei care au văduvit fotbalul românesc, un sport popular a milioane de români. Îi felicit pentru modul cum mai puțin Gică Popescu și Pădureanu de la Bistrița. În sfârșit, eu nu felicit pe nimeni, suntem la Trezește-te Gheorghe, Trezește-te Ioane, deviza noastră este ca să fii român, trebuie să poți, ne vedem după o scurtă pauză. Autorul cărților Meritocrația, Meritocrația și Meritocratismul, Laurențiu Primo, se întoarce la Nașul TV cu o emisiune incendiară. Cele mai importante știri ale zilei vor fi abordate într-o manieră originală în actualitatea românească. De luni până joi, de la ora 17, Laurențiu Primo vă invită la un ceai fără zahăr și cu multă lămâie. Actualitatea românească. Un one-man show interzis politicienilor. Este cunoscut faptul că inițiații medici daci, practicanți ai doctrinei zalmoxiene, foloseau medicina naturistă, ce uzează de produse și factori naturali, tehnici ancestrale și metode tradiționale verificate în timp. Despre prevenție, nutriție și tratamente naturiste în emisiunea Istoria Medicinei. Sunt Alexandru Paul Moraru și vă invit la o pagină din Istoria Medicinei. Istoria Medicinei. De joi până duminică, de la 17:30, la Nașul TV. Ducem pe umerii noștri povara unei istorii demne, esențiale pentru Europa. Sabia și pana străbunilor strivesc miturile care te vor în genunchi. Citește, studiază, vizitează istoria românilor. Târgoviște, Brașov, București, Comana, Vaslui. Mergi pe urmele eroilor. La 1462, el a fost singurul scut al creștinătății în fața lui Mahomed Cuceritorul. Draculea înseamnă onoarea, iubirea și demnitatea unui neam. Ridică-te! Întâlnește-l pe Vlad Vodă cel adevărat. Citește Răstignit între cruci. De luni până duminică, în fiecare dimineață de la 6:30, urmăriți emisiunea Timpurile Actuale. Veți primi un cuvânt de credință pentru a vă întări și o rugăciune făcută în favoarea tuturor celor care suferă din cauza multor probleme. Veți vedea cazuri veridice și veți cunoaște povești de succes. Timpurile Actuale. De la 6:30 la Nașul TV. Cine a zis că românii nu pot intra în Schengen? Nu știu, a zis ceva? Hai să intrăm. Suntem din nou la Trezește-te Gheorghe, Trezește-te Ioane. Deviza noastră este, ca să fii român, trebuie să poți. Domnule Cojocaru, continuați. V-am întrerupt pentru că am avut pauză. Până la urmă, avem graficul 4 sau nu? Avem graficul 4, o să ne-l trimită regia, o să ne-l pună pe ecran acum, sper. Regia? Spuneți, pentru că apare și graficul acum. Nu, că în ultima parte a intervenției domniei sale, domnul Sebaciuc, a spus că nu l-am convins. Și vreau să văd cu ce nu l-am convins. Să lămurim problema până la capăt. Asta este deci, graficul. Deci care era partea cu care nu v-am convins? Că nu avem resurse. Odată că nu avem resurse și că cei mai buni români, o parte dintre cei mai buni români,
lucrează în străinătate. Asta ce se întâmplă? Nu putem cuantifica conștiințele, dar putem cuantifica stadiul actual al economiei României. Mai puneți o dată graficul ăla, vă rog frumos. Deci, domnul Sebaciuc, acolo, în acel grafic, este reprezentată toată avuția care a fost creată în România în ultimii 24 de ani. În partea stângă de tot este anul 1989, deci cât se producea în 1989? Unde se termină... Cât deci, salariații erau? Aici e vorba de avuție, adică de mere, pere, mașini, utilaje, toate cuantificate, deci valoarea lor, ceea ce se numește PIB, produs intern brut, avuția produsă de poporul român în această perioadă. Da. Deci, acest grafic are la bază date furnizate de Institutul Național de Statistică al României și confirmate și de organismele internaționale de statistică, deci eu le iau ca atare. Cred că sunt adevărate, au fost verificate și de mine, astea sunt datele incontestabile. Deci în partea stângă este cât produceam în 89, în partea dreaptă este cât am produs anul trecut în 2013. Deci mai mult. Vedeți, mai mult vedeți, și cu oameni mai puțin. Cu jumătate din oameni. Jumătate deci în 1989 aveam 8 milioane de salariați, acum avem 4,5, 4 milioane și jumătate. Da. Deci mai puțin, adică jumătate din, un pic mai mult de jumătate din oameni produc de mai mult decât produceau, deci cele 4 milioane produc cât produceau cele un pic mai mult decât ce produceau cele 8 milioane. Acum, asta din primul foc arată cât de mare este gradul de exploatare a celor care muncesc acum. Pentru că acolo, în acel grafic, în partea de jos, deci culoarele alea albastre în jos, reprezintă salariile și pensiile și veniturile sociale. Partea aia galbenă de pe la mijloc reprezintă ce ia statul, ce a luat statul de-a lungul acestei perioade. Înțeles. Iar partea roșie este ce au luat băieții deștepți, adică cei care au devenit proprietari pe fabricile, uzinele și băncile din România, care sunt beneficiari tranziției, ai privatizărilor și străine. Și acolo scrie negru pe alb mare, 1500 de miliarde cuantificat, sigur este cifra rotundă, dar e vorba de 1500 de miliarde și ce ne arată acel grafic spre partea dreaptă? Deci partea aia roșie, în fiecare an ei iau 70-80 de miliarde și în fiecare an acești 70-80 de miliarde sunt transformați în bunuri de lux în România sau trimiși în afară. Și ce deci propun? De produs producem. Deci noi ce propunem? Dar nu pentru noi. Noi propunem de să-i facem un impozit progresiv pe marile proprietăți acumulate în această perioadă în România și să luăm o parte din partea aia roșie, adică circa o treime, pe care după aceea să o punem la dispoziția românilor să o investească române. Nu le dăm bani să se ducă la crâșmă. Le dăm o sumă de bani ca să înceapă o întreprindere. Mai mică sau mai mare, că se pot asocia și 2-3 și o asociație familială, este, se pot asocia și 100 de... și 1000 și 10.000 ca să pună, de exemplu, să reconstruiască din temelii uzinele Tractorul Brașov. Deci pun suma care le dăm noi de la mână la mână și din Brașov, dar și din altă parte și reconstruiesc acele fabrici care se dovedesc viabile în noile condiții de astăzi. Cu ce nu sunteți de acord dumneavoastră? Sau ce nu v-ați convins? A spus că... De exemplu, vă dau un exemplu la Brașov. Da. Eu sunt și președintele Asociației Micilor Investitori din Romanesa. Da. De 2 ani de zile. Așa. Acum vreo 10 ani, întreprinderea de autocamioane Romanesa a fost vândută cu un euro omului de afaceri Ioan Nicolae. Da. Una din condițiile pentru care i s-a dat cu un euro a fost să păstreze 4.000 de locuri de muncă. Să păstreze. Să păstreze. Inițial s-a constituit o asociație Pro-Brașov, a intrat Camera de Comerț, Universitatea Transilvania, omul de afaceri Ioan Olaru a ajuns președinte, ca într-o zi
ultima zi când trebuia plătit niște bani, să se schimbe un cont și domnul Nicolae să ajungă patronul întreprinderii. Ce a făcut în acești 10 ani? Dacă mergeți prin secțiile unde eu am lucrat și soția și colegii din cei deportați, din 87, sunt secții în care nu mai există un șurub. Pentru că au fost golite de fier vechi, se zice de în contravaloarea, s-a vândut fier vechi în contravaloare la 100 de milioane de euro. Știți care era consumul, numărul de tone pe cap de locuitor în România în 89? Era 11 tone pe cap de locuitor. Atâta fier era în România. Ori, datorită faptului că Ioan Nicolae nu și-a respectat angajamentul scris, sunt niște procese care durează de vreo 10 ani, dar deocamdată încă această întreprindere nu a revenit celelalte organizații. Pentru că nu a revenit în celelalte organizații, Pro Brașov, condusă de omul de afaceri Ioan Olar. Vreau să vă zic, domnul Manega, că și datorită acestui sufletist Ioan Olaru a putut să vină în țară scoțianul Douglas Wals. A fost cazat în hotelul lui din Poiana Brașov și încă vreo 25 de persoane la simpozion. Mircea Chelaru, Dumitru Mazilu, secretarul de stat Victor Socaciu, Mona Monica Giurcu, foarte mulți care au fost la Brașov și s-au bucurat de ospitalitatea domnului Olaru. Acum vă întreb pe dumneavoastră, domnul Cojocaru, în momentul în care semnezi un contract, dai o sumă simbolică, un euro, dar de desubtul, nu, era vorba de locuri de muncă, de păstrarea locurilor de muncă și plătirea taxelor la stat, așa. Ce putem face cu, acesta e un caz, dar sunt în cazuri în România. Oamenii au fost păcăliți, nu, au fost dați afară, li s-a dat salarii compensatorii și într-un final a fost golit de conținut fabrica de fier vechi, rasă secțiile acolo și construit un supermarket, cum de altfel se și întâmplă în Brașov în anumite locuri. În centrul Brașovului, în partea de sud a Brașovului. Da. Care ar fi rezolvarea? Care întrebare? Întrebarea este dacă cei care au devalizat economia României vor răspunde vreodată în fața justiției. Categoric vor răspunde. Nu numai că vor răspunde. Lucru care este prevăzut în Constituție, în noua Constituție, propusă de noi, la articolul 15, alineatul 4, da, prevede următoarele. Faptele comise împotriva caracterului național, suveran și independent, unitar și indivizibil al statului român, trădarea țării, faptele care au condus la subminarea economiei naționale, exact despre ce vorbiți dumneavoastră, a patrimoniului spiritual și a puterii de stat, care au produs distrugerea și înstrăinarea capitalului național, constituie crime împotriva poporului român și sunt imprescriptibile. Spuneți că e publicat Constituția Cetățeană, urmăritor oficial. Da. Dar v-ați gândit și la un referendum național pentru adoptarea ei? Păi da. Asta e scopul. Asta e scopul noi. Pentru aia să facem. Asta facem noi cu această emisiune să ajungem la... Noi știm că actualul Parlament, actualii politicieni, nu vor adopta niciodată un astfel de... Ce v-am citit eu. Poate anumite principii și reguli de ei să le transferi din cur. Noi însă respectăm procedura prevăzută de legea actuală. 100 deci de mii de semnături sau... Deci, nu, 500 de mii. Deci am făcut un proiect de revizuire a Constituției, l-am publicat în Monitor oficial pe data de 10 februarie, conform legii, acum avem 6 luni
în care trebuie să strângem 500.000 de semnături, le vom strânge, noi sperăm să strângem mult mai multe, le vom depune la Parlament cum prevede legea. Parlamentul are două posibilități, să spună da sau nu. Noi știm că actualii parlamentari nu vor adopta o Constituție în care este înscrisă o astfel de normă. Mai vreți să mai citesc o dată? Mai citiți-o pentru alții, domnule Guzăcar. Aceste fapte sunt imprescriptibile. Corect. Mai mult... Cum sunt și crimele împotriva umanității. Nu ne oprim aici, ci mergem mai departe. Deci am prevăzut că aceste fapte sunt imprescriptibile, apropo de întrebarea dumneavoastră dacă vor fi pedepsiți. Nu va scăpa niciunul. Niciodată. Pentru că sunt imprescriptibile crimele săvârșite împotriva capitalului național. Am înțeles. Dar nu ne oprim aici, mergem mai departe la articolul 44 și spunem așa. Legea 15/1990, dacă vă mai amintiți. O știu, de înființarea SRL-ului. Privind reorganizarea unităților economice de stat care regie autonome și societăți comerciale, deci legea prin care de fapt toate fabricile, uzinele au fost trecute din proprietatea noastră a tuturor în proprietatea privată a statului și de acolo au fost vândute pe un dolar. Deci legea 15, legea Brucan, este și rămâne în întregime abrogată, ca și toate actele normative adoptate în aplicarea ei. Deci noi prin Constituția aceasta declarăm nulă acea lege și toate actele adoptate în și toate legile alelalte cu privatizarea, cu vânzarea pe un dolar, tot ce a urmat, tot jaful. Statul român este obligat să recupereze întregul capital trecut din proprietatea publică în proprietatea privată prin aplicarea prevederilor acestei legi. Deci obligăm statul român să recupereze inclusiv fabrica de autocamioane. Și dacă nu vrea, domnule, ce-i facem statului român? Că e reprezentat de niște oameni statul, până la urmă. Nu vrea statul român? Nu vrea, păi noi asta vrem prin această Constituție. De niște instituții. Domnul Șerban, prin Constituție vrem să creăm alt stat. Și vrem să-i alungăm de la conducerea acelui stat pe cei care l-au condus până acum. Prin Constituție. Deci statul român, ceea ce vrea și ceea ce nu vrea, este în baza unei Constituții. El se raportează la Constituția actuală. O mai vrea să o mai schimbe, să o facă și mai rea. Dar ceea ce face statul român, face în baza Constituției României de acum? Noi asta vrem să scăpăm. Pentru că același stat se va raporta la Constituția României. Asta este Constituția cetățenilor, pe care noi o putem face operațională. Dar nu uitându-ne la televizor. În niciun caz. Deci, dacă nu, să deci probabil merităm această Constituție. Cele două articole. Da. Mai există încă unul. Deci noi am spus că prevedem să se creeze acest capital, fond de investiții, deci prin impozitarea progresivă a marilor avere, adunăm acești bani prin care punem la dispoziția cetățenilor o sumă de bani, așa cum se obțin și banii de la Uniunea Europeană. Să dau niște bani gratuit ca să pui pe picioare o întreprindere mai mică sau mai mare. Dar tot din banii ăștia noi vrem să-i folosim și să folosească o parte din acest bani pentru răscumpărarea capitalului vândut legal de statul român până la intrarea în vigoare a prezentei legi. Apropo de... Stați așa, domnul Cojocaru. Vorbiți de naționalizare până la urmă. Nu. Noi vorbim de răscumpărare. Răscumpărare? Deci, răscumpărare. Răscumpărare. Noi plătim... Deci noi național. Și spunem cum. Răscumpărarea se face la prețul la care capitalul a fost vândut, plus dobânzile indexat cu rata inflației și corectat cu investițiile făcute de cumpărători și cu profiturile însușite de acesta. În cazul dumneavoastră concret. Uzina de autocamioane. Da. Răscumpărăm la prețul la care statul român a vândut, la un dolar. La un dolar. Dar nu numai atâta. Luăm în considerare și profiturile. Să ne dea contravaloarea și la firul vechi care l-a și vândut. Și la firul, păi luăm aici să spunem aici. Nu mai facem acolo, nu știu când o să mai facem vreodată. Nu, o facem la loc, pentru că am spus, dăm la toți cetățenii României
această sumă care rezultă din calcule economice riguroase, 20.000 de euro și foștii salariați de la uzina de autocamionă, ca și alții, pot să hotărească, domne, autocamioane, putem să producem autocamioane la Brașov care se pot vinde, luăm cele mai noi licențe, cea mai nouă tehnologie și facem, construim din temelie uzina de autocamioane pe amplasamentul ăla sau pe alt amplasament, nu e o problemă. Singura problemă este dacă e nevoie de autocamioane pe piața românească și pe piața internațională. Și aici răspunsul eu îl dau dinainte. Este nevoie. Nu poți să impui unui patron de companie de transport să scumpere camionul tău. Economie de piață, el își ia de unde e mai bun și mai ieftin. Odată, cererea există. Toată problema este dacă noi ne considerăm capabili să producem la nivelul adică dacă ne mai considerăm capabili. Pentru că eu sunt sceptic. Noi avem o expertiză istorică. Am produs? Nu, domnul Sevaciu, nu merge cu eu sunt sceptic. Nu mă mulțumesc eu acum. Spuneți-ne, nou, Casa Poporului a făcut o străinie? Nu, tot noi am făcut. Noi am făcut. Dar Transfăgărășanu. Deci suntem capabili? Suntem capabili. Sidex-ul l-am făcut noi? Sau l-au făcut străinii? Noi l-am făcut și s-a demonstrat că a venit un străin și nu se mai căpușau cu un... Ai altă treabă. Da. Îl căpușau tot poții ăștia. Da. E altceva. Canalul Dunăre Mare. Dar am fost capabil să facem un combinat care, uite, produce de 20 de ani Petromul. Petromul l-am făcut noi? Da, bineînțeles. Noi. Ia câte-l că el produce 1 miliard de euro pe an profit net. Pentru ăla care a devenit proprietar, care a dat 600 de milioane și de 10 ani ia câte 1 miliard în fiecare an. Păi asta a fost ca o regulă, că noi avem managementul prost și trebuie să vindem la management. Noi managementul prost l-am făcut noi, că l-am făcut noi. În mod special ca să le băgăm în faliment, ca să spunem că trebuie vândute pe un dolar. Și le-am vândut pe un dolar. Și unde de electrică, la un moment dat am vrut să vindem centrala nucleară. A spus că nu v-am convins. Acum sunteți la fel de neconvins? Nu. Adică dacă înțeleg. Cel mai rău sistem. Înțelegeți de fapt ce vrem să facem? Eu înțeleg. Deci, domnul Cojocar, noi ne-am întâlnit acum 24 de ani. Vă spun eu când ne-am întâlnit în 1997. Nu, 91, am ziar. Ne-am cunoscut și mai înainte. Erați directorul ziarului național, aveați o carte, varianta Cojocaru. Nu, cartea aia s-a numit, e adevărat că a fost cunoscută sub denumirea de, dar cartea s-a numit Privatizarea, de ce, cum, pentru cine. Așa. În care așa, spuneam că ce vor ei să facă e rău. Și s-a dovedit că am avut dreptate. S-a avut dreptate. Și spuneam cum trebuie să facem ca să beneficieze românii de privatizare. N-au vrut să facă ca mine, au fost ca ei. Sunteți consecvent, domnul Cozăcaru, și vă felicit. Mulțumesc. Mulțumesc. Și dumneavoastră sunteți consecvent, dar trebuie să revin la treaba cu convingerea. Sunteți acum convins că ceea ce propunem noi este bun pentru poporul român? Aveți dubii? Dacă aveți, vă rog să le spuneți aici. Ce vreau să vă spun eu? E că pentru anul trecut s-au dat rezultatele și guvernul USR, bine, au verificat alții, avem o creștere cu 2,7%, aproape 3%. E un lucru uluitor. Într-un moment când în Europa țări dezvoltate și cu tradiție de economie de piață de 100 de ani, au creștere de 1-2%. Rămân surprins plăcut de acest lucru și mă gândesc ce ar fi trebuit, cum s-ar fi putut întâmpla dacă 2 milioane de români n-ar fi fost în Italia, în Spania și în alte țări și ar fi contribuit la produsul intern brut. Aia nu mai duceau bani acolo, construiau niște fabrici, aveam muncitori. Înseamnă că produsul nostru intern brut ar fi crescut ca în țările super dezvoltate din Tigrii Asiei, nu? Cu 7-8% bani. De ce cu 3%? Încă o dată, noi am avut 20 de ani în care economia românească a crescut cu 9-10%. Da. În ultimii 24 de ani a existat economii în lume care au crescut cu 10-12%. Vezi China, vezi Irlanda, vezi Brazilia și mai departe. Puteam să o facem și noi. Dacă în 90, în loc să aplicăm legea lor, legea lui Brucan, am fi aplicat legea noastră,
legea Cojocaru. În alte condiții acum, decât... acum nu am fi produs 130 de miliarde. Îmi pare rău că nu avem graficul următor, o să-l avem poi mâine. Acum, deci dacă noi ne-am fi dezvoltat care, normal. Stați puțin, domnul Cojocaru, cum... care grafic? Care dintre nu, grafic? Nu e trimis de mine, pentru că e lăsat pentru o emisiune, dar acum, uite, a venit vorba cam unde am fi fost. Am fi fost, în loc de 130 de miliarde, am fi produs vreo 600 de miliarde astăzi. Și salariile și pensiile ar fi fost de 3 ori mai mari. Să fi fost la nivelul Cehiei, Poloniei, țări care au plecat în același stat. Corect, corect. Și care acum au salarii de 2 sau de 3 ori mai mari decât anul. Exact, exact. Și acei oameni nu mai pleacă. Și culmea e că cehii au făcut privatizarea propusă de Cojocaru în România. Asta e o surpriză, a fost un Cojocaru al lor și a făcut... Nu, numai că Cojocaru al nostru a spus cum trebuie făcut în 90 și al lor a aplicat în 92, 2 ani mai târziu. Exact, exact. Și am avut niște acolo... telefoane, dar discuția era atât de interesantă nu v-am întrerupt. Asta mai a avem făcut și de treaba asta. Putem noi, că la un moment dat am greșit eu. Cojocaru, mai avem telefonul? Sau au renunțat oamenii să uită la... Da, mai vorbim puțin. Continuați-vă ideea. Deci poate că am greșit eu, că la un moment dat a spus că sunteți sceptic. Păi bă, ce s-a întâmplat în 25 de ani? Eu cred că poporul român are resursele care îi trebuie ca să înceapă un nou... Cine un este? Nou drum. Un drum în care să producă mai mult și de calitate superioară, în care să trăiască mai bine. Are resursele. Are resurse. Vedem ce zice și domnul Petrache din Iași, care este în direct acum. Bună ziua, domnul Petrache. Bună ziua. Regia, dacă se poate să auzim și noi aici, ca să putem comunica. Bună ziua, alo? O clipă că nu vă aud, poate face ceva regia să auzim și noi în studio. Gata. Așa, spuneți domnul Petrache. Acum vă aud, domnul Petrache. Bună ziua, bine ați venit. Bine v-am găsit și felicitări pentru emisiunea pe care o realizați. Vă mulțumim. L-am felicitat pe mail și pe domnul Radu Moraru pentru emisiunea asta. Da, foarte bine. Faceți-i, spuneți-i că suntem buni aici ca să aibă grijă de noi. V-am părut și la ceilalți concetățeni de la Iași. Denunțați-ne întregii țări. Da. Aș vrea să felicit și telespectatorii care reușesc să vă contacteze, să vă găsească postul de televiziune, că e greu de găsit Nașul TV la Iași. Am o întrebare pentru domnul președinte, domnul profesor Cojocaru. Spuneți-vă. Consiliul Legislativ a făcut o observație. În Constituție nu trebuie prevăzute Atâtea norme care țin de legile organice să le lăsăm celor să lăsăm justiției dreptul de a face. Da, Constituția mea este cunoscută sub numele de legi fundamentale și după cultura mea mică juridică știm că nu poate exista o lege fără sancțiune. Aceea nu este lege. Da. Am dreptate? Aveți dreptate. Așa cum spunea George Bernard Shaw, dacă cel mai umil om nu poate pune în mișcare cea mai înaltă curte, înseamnă că justiția e o batjocură. La fel de adevărat este și ceea ce spuneți dumneavoastră, că o justiție care nu presupune sancțiune la infracțiune e o bătaie de joc. E justiție. Mai știu un lucru. Că am trăit o viață întreagă în dictatură. Cel mai mult și asta. Da, chiar și asta. Totalitar și parlamentar. În democrația reală știu că există o singură putere. Puterea poporului. Și asta de unde eu știu. Tot de la Platon l-a citat dumneavoastră, dar aș da și eu un citat termeni puțin matematici. Că întregul depinde de parte și partea de întreg. Exact. Mai există și un proverb. Tot dumneavoastră m-ați provocat, domnul Manega, în care spune așa, o picătură de apă curată se pierde în apă tulburi. Da. Nu, e altfel. Deci, găsim vreun om curat în parlamentul dictatorial? Aici era întrebarea. Păi
mulți oameni și-o pun. Este posibil să fie, dar știți cum e, dacă pui o picătură de... Dar totul urmă și ei, nu? Dacă pui o picătură de mizerie lichidă într-un butoi cu apă curată, tot mizerie este. Deci... Așa, probabil sunt oameni în Parlament, în fiecare partid există și oameni de calitate și capabili, dar cum îi identifici? Cum îi identifici? Este o problemă cu Parlamentul actual. Așa, spune, aveți o întrebare pentru domnul Cojocaru? Sau pentru mine? Sau pentru invitatul emisiunii? Dacă legea 15, aici suntem, să discutăm astăzi. Legea 15 poate fi abrogată astăzi. Păi depinde de dumneavoastră. Depinde de dumneavoastră, așa cum depinde de fiecare cetățean al României. Ca să schimbăm Constituția. Și atunci legea Brucan va fi abrogată. Da. După Constituția care era în perioada aceea, legea nu putea fi editată nici să intre în vigoare. Când a fost lansată respectiva lege. După Constituția comunistă, la asta vă referiți. Din 2011, din 91. Din 91, revizuită în 2003. Așa, și ei au dat legea în 90, cu un an jumate înainte. Deci, din capul locului, legea respectivă a fost, la timpul respectiv, o lege anticonstituțională. Pentru că la momentul 7 august, când a fost adoptată această lege criminală, legea 15, era în vigoare legea din 1965. Și legea aceea prevedea că fabricile, uzinele, băncile care au făcut obiectul legii 15 se găseau în așa zisa proprietate socialistă de stat, aparținând întregului popor. Ori, în mod samavolnic, a fost adoptată legea 15 de către Parlamentul ales în Duminica Orbilor, de 20 mai... Orbului, Duminica Orbului. A Orbului. Am orbit cu toții atunci. Deci din 20 mai 1990 au adoptat această lege prin care toată această bogăție, fabrici, uzine, bănci, a fost trecută mișelește, fără ca poporului să explice, printr-un mecanism. Poate avem ocazie într-o emisiune să dedicăm o emisiune specială acestei legi. Pentru că a fost realmente diabolică. Deci prin care un popor întreg a fost tras pe sfoară, a fost deposedat de o avere imensă, de ordinul sutelor de miliarde, pe care statul s-a auto-împroprietărit cu ea, după aceea cu ajutorul inflației generată de una din componentele statului, de Banca Națională a României, care și-a făcut datoria să facă inflație și să bage în faliment prin inflație, toate aceste întreprinderi care au tocmai fusese trecute în proprietatea privată a statului, ca să poată fi vândute, cum bine remarca domnul Sebaciu, pe un dolar. Da. Mai avem un telefon, domnul Călin din Tulcea. Bună ziua, domnul Călin, bine ați venit. Bună ziua, din Dolj sunt. Din Dolj? Da. Din Dolj, domnul Călin din Dolj. Spune, vreau domnul să Călin. Vă mulțumesc, domnul Cojocaru, că existați. Eu vă mulțumesc că întrebați și aș fi și mai mulțumit dacă ne-ați contactat la acele două numere de telefon. Alo, telefonul... M-auziți? Da. Vreau să vă zic dacă aș putea să candidați, nu știu, la președinție sau la să fiți prim-ministru, ca să puteți să puneți în valoare tot ce aveți. Domnule Călin, nu, mulțumesc pentru propunere, însă nu, ca să punem în valoare, să punem în practică această Constituție, soluția este ca poporul să o vrea, ca milioane de oameni să intre în mișcarea pentru Constituția cetățenilor, să se unească, să se organizeze. Este singura forță capabilă să impună punerea în practică acestei Constituții. Să nu uitați acest lucru, de aceea v-am rugat să ne contactați. Regia, rog regia să pună numerele de contact ale domnului. Cum pot să, că știu prea puțin români care în primul rând, domnul Călin, în primul rând spuneți oamenilor că există postul de televiziune Nașul TV, că la acest post există această emisiune numită Trezește-te Gheorghe, Trezește-te Ioane, unde prezentăm
Constituția care poate scoate poporul român din marasmul în care a fost adus de către politicieni. În primul rând, cred asta... că dureze mai mult. Aș vrea să demareze cât mai repede. Avem promisiunea din partea domnului Radu Moraru că va dura atâta timp cât va fi necesar până când vom câștiga bătălia. Uitați, luați numerele de pe ecran care s-au oficiat acum. Deci luați aceste numere, contactați-ne ca să intrați și pe postul nostru, pe site-ul nostru, pe variantacojocaru.ro. Acolo găsiți toată documentația, inclusiv textul Constituției noastre, pus față în față cu Constituția lor, și trebuie trecut imediat la organizare. Fără organizare nu putem face nimic, să fie clar. Anunțați dumneavoastră ca să știe lumea cum să... Contactați-ne. Luați numerele de telefon care sunt afișate acolo. Și după emisiune, dați-le și le alții ca să ne contacteze și ei. Trebuie să trecem să facem comitete de acțiune în fiecare comună, în fiecare oraș al țării. Pentru că degeaba e prim-ministru, să zicem, domnul Cojocaru. Dacă luați legătura cu mine, eu poate mai pot să mai... Iau sigur, sunați-mă după ora 1 astăzi și după aceea intrăm în contact și trecem la treabă. Pentru că telefonul mobil? Nu, telefonul mobil sau fix, alea două, unul din alea două. În momentul de față, numai puțin, domnul Cojocaru, în momentul de față sunt afișate pe ecranul televizorului. Aveți un televizor în față? Da. Deci sunt niște numerele de telefon, notați-le. Așa, și sunați după emisiune. Da, am și sunat. Așa. Acum. Dar nu sunați acum, după emisiune. Deci după 12, deci, 1 acolo. Deci în afara timpului dedicat emisiunii. Și să știți că degeaba ar fi domnul Cojocaru prim-ministru într-o țară care are o asemenea Constituție. Cu Constituția de acum nu putem face nimic. Mă gândesc că ar putea să o schimbe mai ușor. Nu se poate schimba Constituția, o schimbăm dacă vom fi mulți. Dacă vom fi mulți care ne vom strânge. Deci avem două șanse, să murim în continuare într-un timp scurt sau să punem, Doamne iartă-mă, mâna să ne implicăm. Că nu trebuie să ne batem cu munții. Asta trebuie doar să ne implicăm legal. Adică să venim să semnăm un act care ne poate concret salva. Trebuie să strângem semnături, domnul Călin. Trebuie strânse semnături multe, multe. Milioane, nu 500 de mii când ne cere legea. Da, îmi convine. Pentru că atunci vom arăta că suntem o forță. Așa este Cojocaru și cu Manega și mai sunt câțiva care se zbat, e totalmente insuficient. Deci trebuie să terminăm, să ni se dea, să ni se facă, să nu. Deci suntem în situația de a ne recâștiga drepturile pe care le-au câștigat cândva strămoșii noștri, au și murit pentru ele. Unii au murit, s-a curs mult sânge ca noi să avem o țară. Acum, probabil, o să o pierdem dacă nu facem ceva. Asta avem o țară goală. Nu avem o țară goală, avem o țară goală de conștiință, dar poate că probabil. Nu avem. O muri și o vedea domnul Manega, nu probabil. Este o certitudine, având în vedere ce s-a întâmplat în ultimii 25 de ani, este o certitudine că dacă nu punem piciorul în prag, țara noastră nu va mai fi. Sau, bine, vă mulțumesc. Și noi vă mulțumim. La revedere, domnul Călin. Puneți mâna și faceți treaba, ca să zic așa. Mai avem un telefon acum? Domnul Marian din București. Bună ziua, domnul Marian din București. Bună ziua și bună ziua. Dumneavoastră și invitaților dumneavoastră. Aș avea și eu o întrebare. Cei care semnează pentru această Constituție a cetățenilor, pot deveni într-o asociație, într-o organizație, membri cotizanți? Domnule Marian, deci deocamdată, sigur că avem nevoie de cote bani, dar nu ne-am gândit la așa ceva. Acum important este să ne organizăm în această mișcare pentru Constituția cetățenilor, pentru ca să o facem cunoscută. Primul obiectiv este să o facem cunoscută la cât mai mult dintre concetățenii noștri. Al doilea este să ne unim, pentru că actualii guvernanți nu vor aproba ei Constituția asta. Și atunci noi trebuie să ne unim, să ne organizăm ca să o impunem. În final, soluția va fi să ne strângem într-o mare adunare constituantă
care să adopte această Constituție. Dar nu putem face, repet, decât dacă suntem mulți, uniți și organizați. Deci vă rugăm să ne contactați la cele două numere. Sunați-l pe domnul Cojocar, acele două numere care nu mai sunt acum pe ecran, dar oricum emisiunea noastră, da, cu plăcere. Emisiunea noastră că am luat sfârșit. Ne revedem mâine la 10:30 la emisiunea Trezește-te George, Trezește-te Ioane și nu uitați, ca să fii român, trebuie să poți. La revedere.